Am astăzi o onoare extraordinară și anume aceea de a aduce în fața dumneavoastră o investiție reală, o investiție pe care domnul primar o va semna astăzi aici și este vorba, dragii mei, de un contract de finanțare de nici mai mult, nici mai puțin decât 2 milioane de euro prin proiectul Angel Salini, prin programul Angel Salini, pe care primăria dumneavoastră, reprezentată prin domnul primar Cucureanu, o semnează cu Ministerul Dezvoltării. Spun că este un moment important, un moment important pentru mine și pentru comunitatea de aici, deoarece trebuie să recunosc că ne chinuim de ceva vreme, domnule primar, și am fost cumva destul de greu încercați cu semnarea acestui contract, pentru că trebuie să știți, dragii mei, că am avut, din păcate, oameni care au fost împotriva tuturor, împotriva dumneavoastră și care au încercat să ne împiedice în a realiza acest lucru. Dar, iată că am izbândit și astăzi, de ziua Comunei, putem semna acest contract cu numărul 1628 din 26 iunie de la Ministerul Dezvoltării și numărul 1065 din 29 iunie din aparatul Comunei Tudora, de la Registrul de Înregistrare. Dragii mei, pe lângă ceea ce aveți la apă și canal, pe lângă investiția suplimentară care va veni pentru conducta de apă, cred eu și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, că acești 8 km și ceva de drum vor schimba radical și din temelii fața Comunei Tudora și va aduce un mare, mare plus pentru cetățenii acestei comune. Mie nu mă rămâne decât să vă felicit pe toți, să vă urez sănătate și putere de a vă bucura de ceea ce primarul Bucureanu, împreună cu echipa liberală a dumnealui, reușește și vor reuși în continuare să facă pentru Comuna Tudora. Sunt convins că dumneavoastră veți fi alături de domnul primar și alături de echipa dumnealui și așa cum am văzut astăzi și prin clerul prezent aici, cred că într-adevăr și cu această, dacă vreți, binecuvântare, să spunem, arhierească, lucrurile se vor percetui într-un mod cât mai frumos de aici la Tudora. Domnule primar, cu îngăduința dumneavoastră v-aș propune să semnăm chiar aici pe scenă. Eu am de la domnul ministru vești, am puternicirea de a-l reprezenta în fața dumneavoastră și de a mă poza nu în locul lui, ci în dreptul meu, alături de dumneavoastră, în fața tudorenilor, atunci când iată realizăm și semnăm acest contract deosebit. Cu permisiunea dumneavoastră, 20 secunde, ne iertați că semnăm contractul, să imunez contractul care rămâne domnului primar aici. Vă rog!